Și vedem că sunt noi negocieri în cazul salariilor profesorilor. La Ministerul Educației au avut loc o serie de astfel de negocieri pe legea salarizării și a fost discutată problema angajaților din educație. Sindicaliștii au înaintat un plan guvernului, iar acum se așteaptă ca discuțiile cu premierul Marcel Ciolacu să aibă loc. După greva generală din educație declanșată în data de 22 mai 2023, executivul a decis majorarea salariilor profesorilor începând cu 1 iunie. O altă majorare este programată să intre în vigoare de la începutul anului 2024. Discutăm mai multe pe acest subiect cu domnul Anton Hader, președinte Alma Mater, aflat în cele ce urmează, în legătură directă cu noi. Bună ziua! Să rămână, doamnă! Bună ziua tuturor! Așadar, vă rog să ne spuneți dacă în aceste momente există siguranța majorării salariilor profesorilor, așa cum de altfel a și fost promisă de-a lungul verii. Atâta vreme cât există o lege și aceea este o ordonanță de urgență 57 din anul în care ne aflăm, normal că trebuie să ne gândim la aplicarea ei. Deci siguranța există, dar trebuie să se grăbească guvernul pentru că se alcătuiește bugetul național, legea bugetului în câteva săptămâni, cred că vom avea și o primă propunere și trebuie să știm foarte clar care ne vor fi creșterile menționate în acea ordonanță de urgență. Problema este că nu s-a finalizat legea salarizării la nivel național, lege în care am fi fost și noi incorporați ca oricare alt sector bugetar și nu avem referința aceea de care trebuie să beneficiem, la care trebuie să ne raportăm salariul din acea lege, din legea care n-a apărut. Și în momentele acestea de aceea avem frământări și sperăm ca în scurtă vreme să ne întâlnim cu prim-ministru să tranșăm această problemă. De fapt, acesta este și scopul întâlnirilor noastre, discuțiilor noastre între lideri și cu Ministerul Educației. Vă rog, domnule Hader, să ne reamintiți care sunt cerințele profesorilor, cadrelor didactice, cele pe care le-am auzit strigându-le în stradă în momentul în care au avut loc proteste și știm că a fost și acea treabă. Au fost concentrate în special pe zona aceasta de salarizare, dar și pe dotarea universităților și a școlilor cu o infrastructură adecvată vremurilor în care ne aflăm, doar suntem în țara Uniunii Europene, dar în privința salariilor s-a emis acea ordonanță de urgență de care vă spuneam, care prevede ca, începând de la 1 ianuarie, salariile personalului didactic de predare și a celor auxiliar să fie mărite cu 50% dintre salariul din legea salarizării și legea actuală și salariul actual. Exact cum vă spuneam, noi nu avem acea limită de raportare. La aceasta am lucrat și sperăm ca să se ajungă repede la o înțelegere. Ne-ar trebui neapărat lucrurile clarificate în câteva zile, 7-8 zile, o săptămână, cred că este deja la limită. De asemenea, de aceste creșteri beneficiază și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și cel superior, tot personalul din învățământ. Bun, credeți că veți reuși să obțineți o astfel de întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu în următoarea săptămână, așa cum aveți speranța? Păi premierul ne-a determinat să ne întâlnim, ne-a spus întâlniți-vă, hotărâți-vă ce facem, cum faceți, găsiți soluții și trebuie să se facă acele măriri. Domnul Boloș pe aeroportul Otopeni, acum o lună zile când m-am întâlnit întâmplător cu domnia sa, mi-a zis că suntem protejați, adică ce să înțeleg? Că acele creșteri se vor da. Trebuie să vedem însă care va fi nivelul lor. Bun. Aceasta este scris într-o lege, doamnă, într-o ordonanță de urgență. Nu trebuie să ne îndoim că guvernul n-ar aplica ceea ce el a dat. Da, nu trebuie să ne îndoim, însă ne uităm puțin la ce se întâmplă în sistemul de educație, pentru că vedem, conform unor informații pe surse, este posibil să fie luați banii tot de la cei nevoiași și vorbim aici despre copiii care ar trebui să beneficieze de acea masă caldă. Este pusă sub semnul întrebării masa caldă pentru copiii care se află mai ales în mediul rural. Nu cred că se poate pune problema în acest fel în nicio secundă a vieții noastre, pentru că acelea sunt proiecte finanțate, din câte știu eu, de cele mai multe din fonduri europene. Banii nu se pot transfera dintr-o parte într-alta. Nu cunosc acest aspect și chiar ar fi regretabil dacă cineva măcar ar ținti. Știu că este o goană după bani, știu că suntem în situația în care avem nevoie de bani, pentru că și deficitul este destul de mare, sunt și pensiile care trebuie să fie achitate, sunt o groază de alte lucruri care împovărează guvernul, evident, dar nu cred că se pune problema să luăm noi profesorii bani de la elevi, de la masa caldă, niciodată. Cred că nu ar accepta niciun profesor așa ceva.